Domnule eurodeputat, în aceste zile, în aceste momente, lumea este zguduită de aceste atentate care au stârnit un val de emoție, de compasiune și o serie de sentimente amestecate. Iată, statele la nivel național discută de măsuri de securitate de urgență pe care ar dori să le adopte suplimentar și foarte mult privesc aceste măsuri de securitate în domeniul telecomunicațiilor, ascultarea mesajelor, interceptări mai rapide, acces la mesaje pe internet. Vorbim și noi în România de așa numită lege Big Brother și există o presiune pentru a fi adoptată această lege care nu trecuse până acum de anumite cerințe juridice. Ce credeți dumneavoastră? Ce se va schimba în viitorul foarte apropiat în acest domeniu? Cred că trebuie să ne așteptăm la schimbări în două planuri. Unul imediat legat de măsuri care, într-un fel sau altul, decurg direct din ce s-a întâmplat săptămâna trecută la Paris. Și probabil că va trebui să ne gândim și la măsuri de mai lungă durată, cu bătaie mai lungă, strategice. Legea Big Brother, care a fost declarată neconstituțională, să spunem așa, de Curtea de aici, europeană. Acest lucru s-a făcut pe baza unor argumente. Argumente care nu s-au schimbat în urma evenimentelor tragice de săptămâna trecută. Deci, ca atare, dacă vrem să regândim această lege, să o repunem pe tapet, trebuie să ținem seama de obiecțiile de neconstituționalitate formulate de diverse organisme judiciare. Nu putem să spunem că emoția justifică ignorarea acelor argumente. Deci, cei care doresc acest lucru, va trebui realmente să facă un efort pentru a aduce legea în făgașul ei normal, astfel încât atunci când va fi prezentată din nou, dacă va fi prezentată din nou, să nu mai aibă asemenea obiecții. De altfel, aici am văzut că există o serie întreagă de luări de poziție care susțin, de pildă, că internetul se mișcă mult mai repede și că legile ne împiedică să-l urmărim. Eu nu cred că putem să acceptăm un asemenea punct de vedere, pentru că atunci, practic, singura modalitate de a asigura siguranța cetățeanului este să-l băgăm într-o cușcă și să-l păzim acolo, astfel încât să nu mai existe nicio posibilitate ca securitatea lui să fie afectată. Ori atunci ajungem exact la inversul la ceea ce dorim. Noi dorim să asigurăm securitatea cetățeanului, ca acesta să se bucure de libertățile cetățenești pe care democrația îi le conferă. Și atunci noi nu putem, de pildă, în momentul de față să discutăm despre Schengen, deși cei care au făcut acele acte nu sunt din Schengen, ci sunt cetățeni francezi, n-au nicio legătură cu Schengenul. Dar totuși se vorbește că Schengenul trebuie să fie suspendat. În punctul ăsta de vedere, noi nu putem să acceptăm, de pildă, să facem un schimb, să cedăm libertatea de călătorie pentru a avea libertate de exprimare. Democrația este un tot unitar și ea trebuie respectată ca atare. Ca să nu mai vorbim de faptul că, dacă răspundem în felul acesta, de fapt justificăm post-mortem acțiunea teroriștilor respectivi, pentru că ei ne-au determinat pe noi, iată, să ne tăiem singuri unul din drepturile fundamentale ale democrației și, în felul ăsta, democrația împotriva căreia ei au luptat, iată că suferă din cauza acțiunilor noastre luate după aceste evenimente. Așa ceva, după părerea mea, nu este de acceptat.